Cu 19 voturi pentru și două împotrivă, Consiliul Local Suceava a aprobat trecerea a 20 de hectare de teren din administrarea stațiunii de cercetări agricole Suceava în domeniul public al municipiului Suceava și în administrarea Consiliului Local Suceava. Cele 20 de hectare de teren se află în apropierea cetății de Scauna Sucevei și pe lângă seminarul teologic liceal ortodox Mitropolit Softei și școala Sfântul Ioan de la Suceava. Suprafața de 20 de hectare parte dintr-o parcelă în suprafața totală de 49,11 hectare este situată în extravilanul municipiului Reședință de Județ. Proiectul avea nevoie pentru a trece de două treimi din voturi. Împotrivă au votat consilierii USR Lorena Boburuzan și Teodora Munteanu, iar consilierul PNL Mihai Flutur nu a participat la vot pentru a evita un posibil conflict de interese sau incompatibilitate. Acum urmează ca guvernul să aprobe o hotărâre prin care face transferul celor 20 de hectare de teren către primăria Suceava, iar mai apoi Consiliul Local Suceava să aprobe o nouă hotărâre prin care suprafața să fie dată Arhiepiscopiei în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului României. Parcela de teren menționată urmează a fi dezmembrată din zona centrală a parcelei în suprafață de 491.100 Metri pătrați, cu deschidere la cele două străzi principale care îl încadrează pe laturile lungi, drumul județean 208A și drumul comunal 69. Scopul pentru care se solicită preluarea terenului este realizarea unui proiect de importanță majoră pentru biserică și comunitatea românilor din Bucovina, respectiv edificarea unui amplu proiect arhitectural care are în vedere ctitorirea ansamblului arhiepiscopal al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, proiect inițiat de către. Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților. Mai exact, noul ansamblul arhiepiscopal va cuprinde Catedrala Arhiepiscopală, Reședința Arhiepiscopală, Sediul Administrativ al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, Muzeul Patrimoniului Bucovinean, Academia Tinerilor, Centru Social-Cultural, Centrul Filantropic Sfântul Nicolae, Centru pentru Seniori, Policlinica Sfântul Iosif din Arimatea, Cantina Socială, Centru de Informare.